Cuiva îi arde de glume proaste. Cineva se ține de șotii. După câteva zile de muncă asiduă la Crăpoaica acolo să-i schimb frumușel toate blocurile de lemn să le fac în blocuri de cupru și să renovez interiorul și alte chestii de genul ăsta, o și eu și trag un pui de som și când mă trezesc, mă trezesc o turmă de găini, o ceată, o cireadă, o cum vreți voi să ziceți, mă trezesc că cineva mi-a transformat casa într-un cotez de găini, omule. Incredibil. Acum nu mă pot plânge chiar așa de tare, fiindcă o să am parte de haleală gratuită o bucată de timp. Dacă stăm noi să le ucidem pătăte, plus de asta o să am o grămadă de pene, în caz că o să am nevoie vreodată să... Nu știu, dacă vreau să devin scriitor, spre exemplu, știți că devenim, devenim, scritori din ea, așa, șmecherași de pe vremuri, care scriau cu pene și cu chestii. Adică, practic, ai nevoie de pene ca să poți să-ți faci un book and quill aici, în Minecraft, la asta mă refer. Da, măcar avem, avem o tonă de mâncare și avem și ouă pe viitor pentru o răzbunare în cazul în care... Dar cred că am așa o vagă presimțire cine îi. Totuși ar trebui să mă pun frumos și să întreb o lecuță mai mulți hai duci să vedem care a fost mășmecherul care s-a gândit că ar fi o idee bună să-mi transforme casa într-un coteț de găini. Să apropie Inamicu. inamicul. Să apropie inamicul. Micu, mă? Noi suntem înconjurați de inamici. Ce de adică ce vrei să zici? Păi nu, tu mi-ai pus găini în... Nu tu mi-ai pus în casă? Nu. Te-am crezut Chiar... că tu ai făcut. De-aia te-am făcut inamic. Cineva mi-a umplut nu, casa mă, de găini. Mă, deci, fi, deci ia, 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 ia fii antena aici. <laughs> uite și tu ce ești. Uite, uite. <laughs> Am o bănuială cine poate fi, dar... Oh, da, aici aici da, okay. nu, una ești afară, ok, Dumnezeu se dea sănătate și... Da, ui, aici sus. Hai încoace. Uh. <laughs> ui, un în pod. <laughs> ui, ce bă, în pod? Ce cea, bă, Ia uite câte au ouă. O oh, McDonald's, McDonald's multe. de farm. Ia, ia, eu. Da, tu, zici, tu de ce zici, ai că suntem înconjurați? Pupulețul are fermă de găini în casă. Iep. <laughs> Cam da. Bă, cam da, mai suntem pentru că băieții vor să facă puncte, pentru că s-au pus capete noi la, la, la minigame-ul de capete și... Mă, nici n-am apucat uh, să mă pe uh, acolo. Da, uh, suntem uh, cam cap de listă noi doi. Deci <laughs> și <cu> că, ce? <laughs> Da, deci eu Pistă. cu tine, cu Colpir și cu bluz suntem... Uh, uh, trebuie să strângă capete de, de, de noi, omorâți de noi. După ce Peter mi-a explicat cum stau treburile și că suntem vânați de ceilalți duci pentru că există o recompensă pe capetele noastre, ne-am făcut planul de bătaie și ne-am dus până la jocul cu capete al lui Blue. Pac, pac, Am pac, pus pac, un pat, pac. Am să, și eu un pat. Să-ți dai, să, să -ți pui aici. pune tot ce aici. În partea asta. Pac, Așa. Mă, fii atent aici că ne pregătim pentru mass murder. <laughs> Hai că eu îți Bun. dau cu sapa în cap. Treci în Ia cam și patru. Treci cu aici. Treci cu N-ai văzut. Cu minte. De loc. Pufule. Ah, da, nu cred că îți dau de mici de loc aproape. Pe tu pune până dragonul Așa? cu sapa de diamant o să mor. Bun. L-am omorât. L-am omorât acum. Na. Hai, ia. o să mor. Cu sapa vrei te... De... Cu ce vrei tu? Ia. Au. Hmm, hmm, hmm. dă cu sapa la buci, dă cu sapa da, în freză Te plictisești până mor cu sapa asta Yep, I know Bun, bun, bun A, ah, dar numai câte unul putem să punem Da, exact, mă, numai câte unul Asta-i toată șmecheria Și practic ah. avem 4000 de puncte Pac, uite aici Pac Hai de -a -a, uite aici Strâm, dar nu contează Ia-ți și sapa înapoi Adici A, de ce e schema! Da, mm. mă, A, da, nu poți tu așa cum vrei tu! A, crezi că poți să pui mai multe capete, nu numai unul singur. Băi, nu, de-aia băieții se grăbeau să mă omoare. Aha, aha, aha. Bun, acum putem spune că suntem safe și avem 4.000 de puncte, bă, Pufule. 4.000 de puncte. Știi ce înseamnă puncte? asta? Că pe primul loc? Bă, nu pe primul loc, dar i-am prins din urmă pe restul, că dacă vii un pic aici sus... Stai că... Azi, pe, azi pe drum, Vin. Dacă vii aici sus, băieții Ias. sunt plini de puncte, adică uite-te un pic. Ma. Tu ce vorbești? Fii atent, stai că eu astăzi trebuie să mă întâlnesc cu Blue. Mm -hmm. No, stai să vezi pe asta. <laughs> ce cartea l-ai da. Stai să vezi. Perfect, stai să vezi ce-i umplu sacul la fraier. Și uite așa, măi, oameni faini, m-am pornit la drum și am venit până la magazinul de sniffer Blue să mă întâlnesc cu el pentru a mă plăti, fiindcă i-am făcut o lucrare aici până la urma urmei, nu au fost mare lucru, dar știți voi, diamante gratis, uh, oricine vrea să primească. Hai, da' mișcă-te -mi odată, Blue, vin, bine, gata, gata, băi, și bunicul toți să mișca mai repede, mă. Știu da, că să mișca mai rapid, zi. eu zis că i plăcut pe aici cu Tudor să se plimbe, Ia să uite, sară. Și să... tu ai oua. Bă, tu mi-ai pus în casă, nu? Eu... Nu. Eu nu. Ce o? Eu pus cineva găinit în casă, man. Și nu știu cine și trebuie ah. să-l găsesc. Aveam aici, l-aveam <laughs> da, un... okay. pe Sebi <laughs> pregătit pentru tine să te dau pe cârcă, Dacă tu mi-ai pus aua în nu, casă, nu, da. Nu, 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 n-am fost eu, n-am umblat pe acolo. N-am avut treabă. Mm. Bă, că mai ai chemat să mă plătește, da, da, da. domnule. Plata. Da, te-am chemat, te-am chemat ca să ca să plătesc. Hai. De fapt, stai, hai, îți dau din nou alea astea. Iu, să fie. Up, vine înapoi. Da. Că, să ți dau plata pentru, ia, uite, luăm unul de aici, unul de aici, unul din partea asta. Deci trei ouă, mi-a zis bunicul. Și bunicu eu mai zis 12 diamante. Mhm. Așa au zis bunicul, trei ouă, ouă, nu, 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 alea. Așa, așa, așa. Asta la alții. Mulțumesc Bun. frumos, am și eu unul, nu mai întrebe. N-ai pentru ce și acum să iau diamantele de aici, am făcut și eu o vânzare, mă, mă, 20, de diamante. A, Bă, 20 două, de diamante. Ai vândut ceva? Mă, 20 diamante, nu Nu rău. Nu-i nu știi? Mi-am scos Auzi? investiția aici. Am fost cu Peter mai devreme pe acolo, pe la capetele tale. Mhm, mm mm -hmm. Și am văzut că ai da, pus capete de și... player. Nu fugi da, că ai totem da, da. în mână oricum da, ok. Ceapa ta. Da, da, am vrut zi. să te întreb, îți mai trebuie capul pe umeri? Uh, da, mi-l mai trebuie, da. Ești sigur? S -s, sunt foarte sigur. Dar aș vrea să-ți sparg un totem, totuși. Da, da. Uh, am plecat atunci, pa! Hai de vino înapoi, să nu, dau vin, cu sabia am vin, voi. Vino la mine, vreau capul de no, la tine. Lasă, Hai, te rog eu. Dar nu, nu fugi lasă. pe aici, uite pe unde fuge. Hai mă! Fug, lasă! Ăule, nu mai alerga că ți se face foame. Si și poate ți împiedici. Și poate ți se sparge tot temul. Dar nu, nu mă se zic și eu. Totemul. Nu eu. Nu, că era asta pusă invers, nu-i bine? nu Aule, trebuie nu. sabie mă, vine înapoi mă. Cu... A, nu sabia, Barcă. <laughs> <laughs> nu trebuie barca, hai înapoi. Nu trebuie barca, sper că asta e mai lung și nu se oprește aici. <laughs> Ți se termină norocul cu blu. Nu știu pe unde au fugit jumenii, ăsta cred că o colit să mă am piciorul, dacă nu tot râul și tot muntele și tot dealul și toată zona asta numai ca să ajung acasă, dar tot îl prind eu, cam o perle la mine. Acum mi au căzut fisa că puteam să dau click dreapta pe barcă, să intru cu el în barcă sau puteam să mă duc cu perle după el, dar ne, eh, treacă mi acum. Însă ce este această chestie? Și de ce au apărut mai multe tentacule? Stai un pic, stai că nu... What the... Băi, ce se întâmplă, mă frate, pe brează? Apar capete de dragon random, apar dita mai tentaculele aici, astea, asta. Ma, mă, nu mai înțeleg nimic, ca să nebunesc. Nu mai înțeleg nimic. Trebuie să văd un pic care e faza cu dragonul ăsta. Aparent, pe aici, până... Se poate intra? Da, se poate intra, perfect. Putem să intrăm aici, frumușel, și să vedem care este schema. Ce scrie aici? Oh. Chitul pădurar, chitul fermier, chitul aquaman, ok, chitul adormit, Chitul săpător, chitul miner. Ok, ce scrie aici? Bine ai venit, aventurierule! Dacă vrei o provocare, ai ajuns în locul potrivit. Apasă butonul de sub tine și deschide cufărul care corespunde numărului primit. Lasă toate lucrurile tale în cufăr, și trebuie să bați dragonul doar cu ce ai găsit acolo. Mult succes! A, ah. oh, ok! Bine, apare un buton acum deasupra, nu mai deasupra, numai de sub, și aici văd că scrie, nu mai scrie număr, scrie practic miner să pător pe durar Aquaman etic A, ah, despre asta vorbea Peter, că el trebuie să. Oh! Deci el o fi, o fi primit un kit de aici, a? ok, ok. Bănuiesc că trebuie să primesc ceva scrisoare sau ceva chestie ca să vin aici să mă aventurez mai departe în bătălia cu dragonul. Mă gândesc eu, Probabil că aia e schema. Dar e interesantă treabă, interesant. Așa avem fiecare oportunitatea să batem în dragonul într-un mod un picuț mai inedit. Probabil că ori îl bați cu lopata, ori cu târnă ori cu, în cazul lui Peter, cu săpăliga de diamant. Eh, o, să fie, o să fie amuzant. De-abia aștept să fie și rândul meu să încerc să bat dragonul, să vedem. Sper să nu împice chitul de adormit. Nu prea aș vrea să mă bat cu dragonul cu patru, că n-am făcut-o niciodată până acum. Și totuși, poate ar fi interesant. Însă până atunci trebuie să dau o fugă să vedem dacă îl găsesc pe Blue la el acasă. Agent Puf la vânătoare. Ce avem acolo? Avem un drum care se învârte. Ce faci? Mă dansezi samba sub apă, ești nebun la cap. Hai, doamne și Din ce pot eu să văd pe aici? Blue cred că nu este acasă. Și s-ar putea, poate, poate, nu știu, 100%, dar dacă aș intra așa un picuț în mintea unui fugar, aș spune că cel mai nesigur loc ar fi la el acasă. Aia înseamnă că Blue cel mai probabil o să fie prin alte părți și prin alte zone, pe undeva pe unde noi să nu ne așteptăm ca el să fie. Aia înseamnă că fie este la bază la altcineva, sau poate cine știe, poate la mine acolo pe doc și pescuiește, deci trebuie să-l trebuie să căutăm bine săptămâna asta. Nu cred că o să se lase el chiar așa de ușor omorât, ținând cont de faptul că are și tot teme. So, sper, să fie, sper să fie o vânătoare pe cinste, ca să zicem așa. Cu colpiri la fel. Ma, pe colpiri, de-abia aștept să-l prind pe colpiri. <laughs> Nici nu vă dați seama. L-am căutat pe blu și în gaură de șarpe, cum ar zice românii, numai ca să fiu informat că deja a fost ucis de, de către altcineva. Ha, și colpit la fel. Come on, man. Bă, ce se întâmplă aici? Ia să vedem. Cine, cine l-a omorât pe Blush Ok, l-a omorât Ionuț 16, am înțeles. Și pe Colpiruț? Tot Ionuț. Bă, stai un picuț, cu cum adică? Dar ce Ionuț, asasinul serverului? Că nu înțeleg. Ia, stai așa, mergem aici sus, repejor, pe jur și ne uităm. Une, Ionuț 16. Bam. 70 de puncte, 5, 95, 65, 500, 300, 125, 110, 100 și așa, mai. Dar unde punctele totuși? L-au eu nu da. Panda? Mă. Ce șmecherii fac ăștia? Deci stai un pic, l-au eu nu pe colpir, dar 2000 de puncte, s-au dus la panda. Ui, și Darcu aici, ok, n-are nimic Darcu Și Dominel. 2000 de puncte și la Domino. Hmm. Și abia miercuri deci în mijlocul săptămânii și deja oamenii au fost omorâți. ăștia fac. Acum înțeleg că eu cu Peter suntem într-o cărdășie și facem mijlocuri acolo și avem chestii drăstic, altfel nu aveam 4.000 de puncte, dar... Ce lucruri mărșave fac oamenii ăștia pe aici? Domino, Ionuț și cu Panda. Trebuie să fim un picuț atenți la ei. Eduard cum stă? ok. Slăbuț un picuț, slăbuț. Dar ăștia trei văd că ăștia trei fac șmecherii pe aici. Fac treburi și scheme. Ei cred că sunt și cei care umple pe aici de capete așa, țac, pac, cât ai pușcat din degete, vii aici și e full de capete. Nu mai găsești niciun loc să pui și tu o căpățână să faci un punct. E, ceapa lor, cum o să stă? Cred că o să trebuiască să fiu eu și cu, și cu Peter să fim ca niște șoime aici. Acum apar capetele cum, pam, să fim aici direct, să vedem, pam, pam, ce trebuie să faci? Bun, haide, Peter, să facem, omorâm ce există în Minecraft, nu o să obține capete. Că altfel văd că nu se poate cu ei, fratele meu. Am fost așa prins și atât de ocupat cu vânătoarea asta de capete, să-l prind ba pe blu, ba pe colpir, pe careva din ei, dar aparent amândoi au fost omorâți de Ionuț. Are Ionuț o să fie asasinul serverului, cred că, sezonul ăsta. Dar am uitat să vă arăt ce am lucrat pe aici, pe la Crăpoaica Grasă, pe livestream-uri. I-am schimbat frumos la Crăpoaica pielea. Mă rog, solzi mai degrabă decât pielea, dar <l> poți să zici că și pielea. Am dus pe la tânărul Panda și am uh, cumpărat de la el niște, uh, cum îi spune, niște cupru, niște blocuri de cupru și am schimbat toată că am făcut-o, nu știu dacă arată mai ciudat ca înainte, dar cred că arată mai bine, aș zice eu. Am făcut-o din cupru ca să arate un picuț ca și cum ar avea sols. Acum, de obicei, peștii nu au pe cozi și pe aripioare sols, dar nu prea sunt alte blocuri pe care ai putea să le folosești și să, să, dea bine în toată schema asta, din punctul meu de vedere. Capul încă nu l-am schimbat din ce cauză. De obicei, peștele pe cap nu are solți deloc. Și atunci uh, am stat și m-am gândit dacă pot să folosesc tafu, că suntem pe 1.21 boys and girls. Suntem pe 1.21. Ne-am mutat și noi într-un final. Și am pe aici niște blocuri de taf. Ia să închidem ușa, că avem încă o găină aici. Cred că... Da, am o găină, dar nu știu unde s-a dus. Unde ești, mă? A, uite, uite. Am încă o găină, am păstrat o găină din toată <gână> din toată treaba care s-a întâmplat. Avem niște taf pe aici, și din ce am văzut eu, dacă punem taf aici, avem o grămadă de blocuri foarte frumoase, foarte drăguțe. Singura problemă e următoarea. Dacă eu fac, de exemplu, o scară de asta, niște sleburi și un bloc din asta, singura problemă la blocurile astea de taf este că au marginea aia, exact ca și blocurile de. Uh, cum le spune, exact ca și blocurile de uh, polished granite sau andesite sau diorite sau așa mai departe, toate au marginea asta enervantă și nu prea îmi place marginea respectivă din nefericire. Nici nu cred că ar da foarte bine pe, pe peștele nostru. Și atunci trebuie să caut o soluție pentru, pentru chestia aia și probabil că una dintre ele... Uh, dripstone blocul ăsta nu cred că are niciun sens și nicio treabă, că nu poți să faci nimica din el, dacă bine mi-am eu. Cred că una dintre singurele soluții pe care aș putea să le folosesc la schema asta ar fi um, cum îi spune Red sandstone, cred că, din câte știu, Red sandstone-ul are o variantă de um, nu polished, uh, are o variantă de a fină, exact ca și coarțul. Nu mai știu cum îi spune exact, mi, -i, mi -i pe limba acum. Și din uh, blocurile de cupru, e bine, din blocurile astea de cupru nu putem să facem genul ăsta de slaburi sau uh, genul ăsta de scări. Să fie așa ca și astea fără pătrățele și fără chestii de genul ăsta pe el, din păcate. Asta este, N-am ce face, trebuie să ne adaptăm situației. Interiorul l-am schimbat, am pus pe jos uh, Warped, uh, nu mai știu cum îi spune la chestia asta, tot uit cum le zice la chestiile astea, Warped nilium. A, așa. Încă n-am terminat totuși cu interiorul. Aici avem intrarea, cum ar veni în magazin. Trebuie să văd ce fac aici la intrare per total. Am vrut să schimb un pic din afară. Mi-au mai dat sugestii oamenii și au zis că, băi, ar fi foarte fain să pui niște lumini, să fie luminați ochii. Okay. ok, din afară se vede extraordinar de fain. Din interior, well, nu e chiar așa de plăcut din interior. Trebuie să vedem cum acoperim toate schimuțele astea și cum ne batem capul cu ele. Și Aici, în mod normal, ar trebui să vină zona unde o să punem noi bereluri și alte chestii pe care le vindem. Și aici avem un. cum îi spune, un aquariu. Un aquariu cu peștișori tropicali. Vedem că avem acolo sus câțiva, avem aici care se plimbă câțiva pe acolo. Avem și un pufferfish, dacă mi-am că bine, poate o să mai băgăm de niște pești. ce vreau să fac este să aduc aici găleți cu pești și să le vindem oamenilor din breaslă. Asta dacă vor să-și facă acvarii. Cine știe, poate la un moment dat o să oferim și niște servicii de, nu știu, construire acvarilor sau chestii de genul ăsta. Și afară, clasic cu semn, cu crăpoaica grasă și un mini puf care stă și pescuiește aici frumușel în chestiuța asta mică de apiță. Acum, dacă tot suntem pe 1.21... Și cu crăpoaica am făcut niște chestiuțe pe aici. La vânătoarea de capete, din păcate, nu am avut extraordinar de mare noroc. Ata noroc că, um, cum îi spune, am avut uh, <fie> înființat alianța capului cu Peter și am putut să ne omorâm noi unul pe altul ca să, să ne punem capetele acolo, să obținem 4.000 de puncte. Altfel nu cred că îi prindeam din urmă pe oamenii ăștia veci pururi. Amin. Dar, din moment ce suntem pe 1.21... Ce aș vrea eu să fac este să mă duc să mă plimb și să aduc la grivei niște frățiori și surii oare. Sunt niște căței frumoși băgați pe 1.21 și ar fi păcat să nu mergem să-i căutăm. Am găsit o primă victimă. În mod normal eu am venit după alți căței, dar sincer să fiu cu voi, cred că m-am răzgândit și o să iau câte un cățel din fiecare. Și ăsta e destul de drăguț, hopa sus, băiatul meu, și o să iau câte doi din fiecare că poate, poate facem un animal shop sau ceva de genul ăsta. Puteți să facem un magazin de animale unde să vindem noi frumușel niște căței. Ăștia doi o să vină după mine, nu? O să fie cu minți și o să vină cetișor cu treabă bună după mine. Aș putea și să-i las aici frumos, elegant și să iau la întoarcere, mă gândesc eu. Sau ai dați după mine că ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla rău? Așa dacă iau câte doi din fiecare cățel și ne vrea un câine de felul ăsta, să zicem așa, trebuie doar să-i mulțească pe ăștia doi și nu știu dacă e 100% șansa sau există o șansă de nu știu cât la sută ca cățelul respectiv să devină al lor. Și aș putea să fac treaba asta, nu? Adică aș face niște diamante, așa, pe, pe moca, Bine, chiar moca, că durează destul de mult să duci să cauți căței. Am fost în partea aia, într-un old, go old Growth Pine Taiga sau ceva de genul ăla și Old Growth Spruce Taiga, în căutarea lupului de cesnat și lupului negru și din nefericire, Pff, nu s-o niciunul. M-am plimbat pe acolo de m-am spart, de m-am stricat de cap, de m-am rătăcit și nu se spunase nici unul pe acolo. Uite o neagră. Așa că am venit în direcția asta, că din ce am văzut eu, cred că în direcția asta ar trebui să mai fie un... cum îi spune? Ar trebui să mai fie niște un biome de Old Grove, pine, pine, Tiger Pine Taiga și celălalt. Și atunci poate avem o șansă acolo să-i găsim pe cei doi șmecherași. Ia uite-l mă pe frumos Asta vine coace, vine coci, vine coace, vine Câte oase mănânci? ăla Avem unul și am mai văzut încă unul cu coada ochiului aici. Unde ești, prietene? Și tu. ăla tu ai luat un bonus. Atât, perfect. Avem câinii negri. Uită-te, bă, la e cât de fainism. Uită-te la ei, cât de frumos sunt. Yeah. Perfect. Acum trebuie să-l mai găsim pe cel de chestnut, dar din, din nefericire nu se spawnează chiar în același biome, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ducem un picuț mai în altă parte. Nu-mi dau seama cum recunoști biome astea, așa că eu mă folosesc de F3. Dacă puteți să vedeți în F3, undeva mai jos, un pic de centru, unde scrie biome, scrie Minecraft Old Growth Pine Taiga. Deci asta este Old Growth Pine Taiga și mai este încă unul care se numește Old Growth Spruce Taiga. Și din ce mi-am eu, că am trecut prin el parcă, respectivul este acolo pe partea aia. Nu înțeleg cum pot să le diferențiez, nu-mi nu, nu dau seama. În asta poate este mai mult podzol și în celălalt nu, sau nu, nu, nu realizez exact cum. Pentru că au copaci ăștia mari de, copaci mari de spruz peste tot și există podzol și există mousey cobblestone în ambele biomuri, deci nu, nu, prea, nu prea înțeleg cum, cum se diferențiază biomurile astea două, dar cert că sunt două. Cert este că sunt două biomuri și în fiecare dintre ele se spunează câte un cățel diferit. Și voi... Uh... Ok, unul s-a teleportat. Încă unul s-a teleportat. Și ceilalți doi? Nu, nu vor. Um... Cuțu? Cuțu? A, ah, pe bune. A, ah, uite, uite și pe al treilea. Al patrulea văd că face figuri. Oare dacă îl împing eu în apă și trag așa un pic după zupă mine? <coughs> Bine cu ce prieteni. Ia uite, laibă ai și pe voi, ăsta. Dar ce ești așa rapid, măi, șacal mic care ești? Haide, tu vii cu mine și tovarășul ăsta de aici, iarăși tot așa o să vină cu mine. Voi doi, tu... Well, și cu prietenul tău, cred că o să rămâneți aici. Nu cred că o să am nevoie de mai multe doi câini deocamdată din fiecare. După cum ziceam și înainte, ideea este ca în cazul în care cineva vrea și își dorește să vină să aibă un câine de genul ăsta, să zicem, să poată să-i doi, iar din ăștia doi puiul lor o să iasă 100% aceeași rasă, ceea ce înseamnă că respectiva persoană, respectivul haiduc, s-a o să aibă un cățeluș de genul ăsta pentru o sumă modică de, nu știu, <laughs> vedem noi câte diamante. uite mă uite-l! Australianule! Al meu să fii! Ia, stai! câte o mănânci? și... Bă, băiatul ăsta, ăsta e nehalit. Deci, aha, unul, perfect, și al doilea l-am văzut pe aici, puneva, une la, une s-o dus, une, la zărit, uite acolo, i-am văzut ochișorii. Vină încoace, prietene! Bam, și bam, și bam. Atât, perfect. Și acum avem, avem patru din cei opt noi câini. O să trebuiască să mergem să-i căutăm și pe restul patru. Dacă vreau să, dacă vreau să le vând haiducilor căței, o oh, să fie o călătorie grea. Hai de mai frumusețe încoace, hai și tu. Oh, 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 din primul os. Și numai tu ești singur aici, n-ai niciun frate, o soră, ceva, ceva, să fiți măcar doi. Îmi vine să cred că, că în virgulă, cățelușii ăștia din Snowy Taiga sunt atât de greu de găsit, sincer. Ashen Wolf ăsta știu că îl găseam puț mai ușor. Sau cel puțin așa aveam eu părerea, dar mă mir că el singur, în mod normal ar fi trebuit să fie măcar doi, trei, poate chiar. Hmm. Unde să fie ascuns frații și surorile tale, prietene? Trebuie să mai dau o tură pe aici să vedem dacă reușesc să-l găsesc. După care, din ce mi-amintesc eu, cel mai greu de găsit câine sau lup este în Groove. Este bai ăla de zăpadă cu zăpada aia prin care, prin care poți să cazi și în care poți să îngheți și ăla o să fie, pf, o să fie teroare la să-l găsim. Deci ăla o să fie cel mai greu cățel, cred că, de găsit. Primul meu prieten din mu de Gruv. Vine încă mă. Uite-te Uite te ce, ce, frumos era așa. Alb, albastru. Cu Mamă, 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 mamă. Trebuie să mai găsesc încă unul numai. Și... Nu știu dacă cățelul ăsta poate să umble pe zăpadă din asta de pe aici, sincer să fiu cu voi. Eu mi-am făcut niște botoșei de piele și o să încerc să testez să vedem dacă cățelul ăsta poate să vină. măcar se teleportează. Perfect. Deci o colește cumva zăpada asta și se teleportează pe zăpada de asta la altă. Poh, extraordinar. Extra freaking ordinar. Nu de alta, dar e plin pe aici de zăpadă de genul ăsta. Și n-aș vrea să-mi cadă câinele în zăpada asta și să mă trezesc că nu pot să-l salvez. Ar fi urât ghetă din partea mea să se întâmple treaba asta. Acum toată schema este că trebuie să mai găsesc încă unul. Am găsit doar unul și nu înțeleg de ce se spawnează așa din câte mi-am amintesc eu, ar trebui în teorie teoreticească să se spawneze măcar 2 sau 3. Dar, din nefericire, am găsit doar unul. Hm. Da, o să mai plimb pe aici, cred că încă vreau două ore prin, <gânghe> prin zona asta, să văd dacă mai găsesc încă un număr de câine. Cum nu m-am gândit eu mai repede să vin cu portale în zonele unde trebuie să găsesc câinii, nu știu. <gânghe> incredibil, domnule. Incre freaking incredibil. Vina cu Uite cât de repede am putut să ajung aici și să-i găsesc pe ăștia doi. Țaca, și paca. Ia te uită. Și acum mai am de găsit doar un singur tip de lup. Și ăla e cesnatul ăla pe care tot îl caut. Nu, nu nu reușesc să dau de el. Voi doi, în teorie, ar trebui să veniți în coace și să urcați. Ei, tu... Sau... veniți cu mine în portal, dacă, dacă fac eu treaba să veniți cu mine în portal. Unul a plecat, al doilea a plecat, perfect, și acum trecem și noi. Nici nu sunt așa de departe, sincer, de, de spawn. aia e partea, partea interesantă, ia uite aici. Trebuie să veniți în coace, mei. Acum trăim cu speranța că o să încăpeți amândoi pe tunel, sau trebuie să fac tunelul mai mare. Nu vreți să veniți doar câte unul? În mod normal ar trebui să, să se teleporteze la mine, nu? Uh, ok, unul e aici, și unul, nu știu, așa, perfect. Cu excepțional. Veniți așa, băi, în șir indian. Vă rog frumos, în după mine, băieți. Într-un final, într-un final, te-am găsit și pe tine. The Wolf Pack. We got the achievement, boys. Asta înseamnă că am găsit toți căței. Și mai este un acolo, nu la porc. Unde ești, mă? Băi, tu, pe bune că... Pe bune că erai singur. Pe bune că erai singur aici și nu mai ai niciun prieten, tovarăș amic. Partea bună este că putem oricând să-l mulțim cu un alt câine în speranța că o să primim un cățeluș din rasa lui. Dar nu înțeleg de ce e singur, frate. Uite, el și un porc și o oaie pe care o ucis-o. Am să la blocuri, deci nu aveți idee. Suntem momentul de față undeva pe la uh, 7200 cu 8000 sau ceva de genul ăla. Cam pe acolo suntem pe undeva. O să vreau să mai uit un picul prin uh, taiga ăsta. Să vedem dacă cumva avem șansa și norocul să mai găsim încă vreunul după care să ne întoarcem acasă. Nu prea aș vrea sincer să fiu cu voi să trebuiască să-l mulțezi și na, mare lucru n-ar fi să, să stai să mulțești un câine, dar totuși durează. Dacă nu-ți din prima, după aceea trebuie să aștept 5 minute, așa mai bine mă plimb eu încă 5 minute pe aici, în speranța că o să mai găsesc încă un cățeluș. Și uite așa, cu flăcăi ăștia doi, avem toată haita întregită. Ia veniți mă și voi aici undeva să vă parchez. Așa, așa, perfect. Pam, tu jos, tu jos. Extraordinar. Toate tipurile... To tipuri, tipuri, tip, toate rasele. Toate rasele de câini sunt prezente, uite aici. Și ăla săracul e singurel acolo pentru că grivei pe verandă. Și am zis că nu, nu vreau să-l mut momentan, dar o să fie și el mutat, bineînțeles. Uite aici sunt dulăi bunicului, o să le spun. Așa o să vă numiți. Dulăi bunicului câte doi din fiecare. După cum ziceam, am anunțat și haiducii în cazul în care cineva își dorește un cățeluș. Nu contează ce rasă, poate să vină aici. Eu frumos o să vin, o să ridic, o să le dăm carne de cea mai bună calitate. Uite aici de vită sau avem aici uite, de berbecuț frumos. Să-i mulțească, să-și facă unul sau doi cățeluși. Depinde cât dorește și de câte diamante dispune să cheltuie pe, pe un cățeluș. Dar totuși, Treaba nu este gata. Treaba nu este gata. Nu o să facem astăzi, din păcate, un, uh, un magazin, să zicem, sau un adăpost micuț unde să ținem căței. Probabil o să facem pe episodul următor. Dar astăzi ce vreau să fac este să mă duc să iau niște liduri, mai exact vreo două, și să mergem noi frumușel cu astea două liduri, sau poate chiar le iau pe toate, de ce nu, să ne ducem frumușel și să aducem încoace către baza noastră Oare unde am pus oasele? Că nu mai știu. Nu mai știu unde am pus oasele. Să aducem către baza noastră și vreo 2 sau 3 armadillos. Cu respectivii o să putem să vindem și armuri de câine. Hm? Cred că o să fie și ai o schemă. Și uite cu ăștia doi mici aduși a căsucă, Putem să zicem că familia noastră cât de cât este întregită în momentul de față. Mă, dar nu vreau să fac asta. Așa? Așa da. Vreau să pun chestia asta acolo înăuntru. Hai, am strâns niște schiuturi de la ei pentru că am mai avut niște, cum le spune, niște cuplu și am făcut niște perii cu care se i Poți să dai click dreapta cu peria pe ei pentru a obține scuut mult mai rapid, dar armă de spune, nu? Așa, că nu, nu vreau să mă încurc. <laughs> Însă ți se duce foarte, foarte rapid de peria. Așa, dacă îi lași singur de căpșorul lor, în timp o să uh, mai dropeze ei din, uh, din armura lor din când în când. Dar sunt foarte, foarte drăgălași, uite-te ei. <laughs> cum alergi un picus pe lângă ei, cum, cum își bagă năsucul înapoi în, în carapacea lor. În rest, n-au nici cea mai micuță problemă. Ia să mai punem noi din blocurile astea pe aici ca să ne mai lipsim de ele. Nu știu ce caută coarțul ăsta aici, când trebuia să fie aici. There we go. Așa, mai avem niște blocuri, niște bazalt și niște alte lucruri. Un CD văd cam, dar nu știu unde ar trebui să-l pun pentru numele lui Franz, că nu mai am loc pe aici. Am găsit și un uh, zombie spawner și am găsit două, două armuri de cai, una de aur și una de iron. Cred că este un semn ăsta că uh, ar trebui să mă apuc să fac și niște treburi cu căluții și să îmi fac încet, încet o fermă unde să vând cai cum ar veni sau ceva de genul ăsta, da? Vedem pe parcurs. Ulf, armuri armor câte pot face? Pot face chiar 4. Mama, avem 4 armuri de câine. Asta înseamnă că putem să vindem și armurile de câine. Probabil undeva la vreo 5 diamante o armură, cred că ar fi un preț corect. Mă gândesc eu. Și la câini, well, depinde un picuț. Depinde un picuț cam cât de greu mi au fost să-i obțin. Dar aș putea, spre exemplu, uite, ăștia nu sunt chiar așa de greu de obținut, ăștia la nu sunt chiar așa de greu de obținut. Ce mai greu de obținut sunt în mare parte ăștia de aici, împreună cu aici cei negri, și și ăștia ceasnat, nu, nu sunt chiar, chiar așa de greu, chiar așa de ușor de obținut. Trebuie să văd un picuț, fie să le pun prețuri diferite la fiecare ca nu cumva în cazul în care cineva vrea să vină, de exemplu, să ia niște căței din ăștia colorați și să eu să le zic, bă, nu știu, te costă 30 de diamante un câine și el să zic, a, păi ce, că mă duc și minez niște obsidian și îndată mă duc și în și unul. Da, vedem. Fie pot să fac treaba asta, să, să cer, de exemplu, pe ăștia care sunt mai ușor de găsit, să cer mai puțin și pe cei care sunt mai greu de găsit, să cer mai mult, fie pot să fac un preț universal pentru toți. Da, vedem. Vedem pe parcurs cum, cum o să-mi gestionez între ghilimele mica, mica, afacere. Însă, dragilor, aceste lucruri fiind spuse, văd că găina noastră din casă tocmai ce-a făcut o băiță în chiuveta de la bucătărie. <laughs> Și cu asta aici o să ne luăm rămas bun, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine în acest episod de Breaz la și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, nu uitați să lăsați un micuț like pentru noi dacă n-ați făcut-o până acum și un micuț subscribe și să aveți grijă de voi. V-am țucat! Ciao, les!